Salut! Bine ați venit la runda cu numărul 30 din Warzone. Sunt The Warlord și alături de mine îl am pe Redbeard. Bună seara, bună dimineața! Și după o absență mai lungă pe Arson, care s-a și întors săptămâna asta în, să zicem, colectivul nostru redacțional. Salutări! Chunky nu poate să ne fie alături astăzi pentru că... E doar ora 3 dimineața. A avut și puțină treabă. Noi acum suntem după niște filmări pentru promisia emisiune cu Kinect despre care am vorbit săptămâna trecută. Filmări pe care am reușit în sfârșit să le facem. Exact. It's a wrap, ca să zicem așa. Ne-a luat toată ziua, suntem obosiți morți, de-abia am mâncat și noi cât de cât pe ziua de azi și am zis că trebuie să facem Warzone de săptămâna aceasta. Nu garantăm că va fi unul foarte lung, însă pentru că suntem foarte obosiți. Și, cum spuneam, era 3 dimineața. Însă, hai să dăm drumul retrospectivei și specificăm că nu avem un hot stuff astăzi. Probabil o să vorbim puțin despre ultimul subiect mai mult, dar cam atât. Primul subiect vine din partea celor de la Microsoft, care cred că sunt primii care încep să vorbească oarecum despre generația următoare de console, postând anunțuri de angajare pentru diverse persoane care să lucreze la următoarea platformă Microsoft. De jocătorul Xbox. Problema e în felul următor, din cum o văd eu. Poate mi se pare un pic prea devreme, în ce prematur. Sens? Da, un pic prematur. În ce sens? Totuși, la momentul actual, datorită Kinectului în primul rând, Xbox a început să vândă foarte, foarte bine, mai ales în America, unde distruge toată concurența. Tocmai luna februarie, dacă nu mă înșel, a fost cea mai profitabilă din punct de vedere al vânzărilor pentru Xbox 360 din istoria consolei, în momentul în care nu este în holiday season. Da, da, da. Tocmai, din câte am înțeles, vânzările de Kinect au fost de 6 ori mai mari decât vânzările de Move. Cam așa ceva. Încă o dată aici vorbim de bundle-uri și vorbim de America. Da, da. Bundle-urile sunt separate ca vânzări, între ghilimele, față de unitățile. E vorba de consolă și Kinect în același pachet sau de consolă și Move în același pachet. Probabil sunt foarte mulți utilizatori de Move care aveau deja PS3 și nu aveau niciun motiv să-și cumpere un bundle. Da, mă rog, din cum se cheamă, din informațiile pe care le am eu, în America, într-adevăr, Kinect face legea, în Europa situația e un pic inversă. E cam egalată. Depinde. Acum, da, este... De la piață la piață. Da. Fiecare cu, cum se cheamă, cu trendurile lor. Cert este că din toată bătaia asta, cei care pierd cel mai mult în momentul de față sunt cei de la Nintendo, cu Wii, care a rămas... Practic în Europa este în trecut de PlayStation, iar în America de Xbox. Da, dacă stai să o iei așa, Wii ruled everyone până la momentul actual și e foarte greu ca Nintendo Wii să vândă, având în vedere că foarte multă lume are deja. Cei care își doreau Wii până acum și-au luat, cei care vreau exclusivitățile de Nintendo le-au cumpărat. Tocmai la asta vreau să ajung. Faptul că Wii a dominat piața până acum și acum se face un soi de trecere către noua generație, care de fapt e aceeași generație și anume console HD. Așa e, știu, e un mod un pic mai ciudat de a vedea problema, dar cam asta începe să se întâmple la nivel, la nivel majoritar, la un nivel mult mai pronunțat decât până acum. Da, uite, vezi tu, să știi că problema cu Wii nu este obligatoriu, să zicem, tehnologia, pentru că, într-adevăr, este o consolă limitată, dar dacă te uiți la multe jocuri pentru celelalte motion controllere, nu arată tocmai bine. Sunt jocuri cu o grafică simplistă, funcțională, adresat tuturor. Probabil că asta e chiar, știi cum e mentalitatea de turmă, nu e neapărat nevoie să arate bine sau să joace bine, ci faptul că e la modă și că trebuie să-l avem acum, că ăsta e the new thing, mă înțelegi? Da, uite, după ce am jucat astăzi mai bine de 10 jocuri de Kinect am jucat, nu pot să spun că are vreunul dintre ele o grafică impresionantă sau la nivelul jocurilor hardcore din zilele noastre. Și știu că ai făcut tu la un moment dat un articol despre Move și la fel, jocurile Move suportă bine. Mai nou a fost Killzone 3 adăugat pe această listă, dar pe vremea aceea, come on. Da, nu, în niciun caz nu se pune accentul pe grafică, se pune accentul în principal, când vine vorba de așa ceva, pe oamenii neinstruiți și cum ar fi duși la școala gamingului.
Așa că poți să le prezinți situația așa cum vrei tu și pun botul la tot ce îi se pare mai shiny și mai interesant, așa în teorie. Cât despre noul Xbox care se pare că este acum în development sau cel puțin în stagiile incipiente ale dezvoltării sale, să sperăm că Microsoft nu se va grăbi din nou cu hardware-ul să scoată ceva, să zicem, sub limita calității care se impune în ziua de astăzi și că vom avea poate de o lansare fără probleme, fără Red Rings și alte chestii, da, adică oricând ar veni 2013-2014. Ar trebui să învețe din greșelile trecutului. Exact. Următorul subiect este dedicat celor de la Sony, cu consola lor PlayStation 3 și cu cel mai nou update de firmware, în versiunea 360, culmea, da, care, pe lângă faptul că aduce o nouă funcție, cloud saving-ul, practic a acoperit toate găurile din, să zicem, protecția sa, da, mă rog, și a devenit din nou o platformă safe. Mă rog, chestia asta încă nu e sigură. Cert este că unul dintre hackerii care, mă rog, foarte activ și care s-a ocupat de dezvoltarea de custom firmware pentru vechile firmware-uri de PlayStation 3, în special 355, a afirmat că după ce a studiat mai atent ce a pus Sony la dispoziție în firmware-ul 360, se pare că breșele de securitate pe care ei le foloseau, da, cel puțin cele care erau deja cunoscute, da, așa sunt nu preparate, ci pur și simplu nu mai sunt folosite, se folosesc alte protocoale de securitate și au rescris practic toată. Din ce spune el, urmează foarte curând să se rescrie și protocoalele PSN, în așa fel încât practic toată lumea care are un firmware modat sau o consolă modată este locked out of new stuff, of internet connection și așa mai departe. Și probabil și jocuri, dacă vor adăuga, să zicem, o funcție atât de importantă pentru acestea încât să nu mai poată rula sub nicio formă pe firmware-uri mai scăzute, nici cu spoof-urile care sunt acum și așa mai departe. Da, exact la asta zic. Jocurile noi probabil că vor necesita firmware-ul nou și nu vor rula decât firmware-ul nou și nimic altceva. În ceea ce privește cloud saving-ul, Sony practic introduce o modalitate de saving care se traduce prin stocarea save-urilor pe niște servere Sony și accesarea lor de pe orice consolă PS3. Practic asta înseamnă că dacă, de exemplu, te duci la un prieten acasă și joci un joc de pe contul poți tău, poți să-ți păstrezi salvarea și trofeele și așa mai departe. Da, și când ajungi acasă, continui jocul de unde ai rămas, fără nicio problemă, da, și ceva asemănător a fost introdus și în Steam, parcă anul trecut. Da, numai că la Steam chestia asta poți să o setezi să fie automată. Din ce am văzut la Sony, trebuie să îți uploadezi tu manual. Sincer să fiu, ca utilizator de la Geekomaniac, prefer varianta asta, să am eu full control asupra ce se întâmplă cu save-urile mele. Pe de altă parte, nu știu câtă lume va folosi feature-ul ăsta, pentru că este PlayStation Plus only și adică PlayStation Plus încă nu m-a convins, așa că, dar uite, ăsta e un argument destul de solid în favoarea PlayStation asta, Plus. Asta dacă ești o persoană care știi că se plimbă mult cu salvările, să zicem, pe stick sau așa, da, și da, sau dacă ai mulți prieteni care... Problema e că știi, există unele jocuri la care nu puteai să faci backup pe stick sau, mă rog, backup pe hard drive și așa mai departe. Erau copii protected, file save, și dacă se strica consola, cu ele se strica. Uh-huh. Acum, folosind serviciul de cloud saving, poți să salvezi absolut orice salvare acolo. În ce am înțeles, ți se oferă 150 de mega și până la 1000 de salvare. Aia, sunt arhi suficienți, 150 de mega pentru a păstra niște salvări. Jocuri, pentru jocurile de console sunt mici, sunt doar niște profiluri sau niște checkpoint-uri. Nu văd de ce ți-ar trebui mai mult. Da, e foarte interesant și ce sper eu cel mai mult este să nu folosesc același sistem pe care îl folosesc la sincronizarea trofeelor, care este un proces de durată și care parcă nu a fost gândit atât de bine. Da, tocmai am trecut azi prin el și exact, a durat vreo peste jumătate de oră, ceea ce mi s-a părut foarte mult. Nu cred că se va comporta așa, mai degrabă cred că se va comporta ca un drive extern. Dacă l-ai văzut, apare acolo, exact cum apare un stick USB în secțiunea de video sau images, așa apare și online storage-ul ăla pentru save game-uri. Rămâne de văzut. Cert este că e un feature nou în plus, însă parcă am fi vrut ceva mai mult și mai consistent de la
mă rog, înțeleg că ei au lansat în primul rând firmware-ul ăsta pentru a securiza problemele de piraterie și așa mai departe. S-a dat bonus și da, acest... dar am vrea, adică duc lipsa unui firmware cum a fost 3.0.0 în care s-a văzut adiția sau în firmware-ul în care s-a băgat piese, dar cred că asta a fost 3.0.0 în care s-a băgat piese în un nou. Sau firmware-ul în care s-a scos Linux-ul. Oh, nu. No. Nu, da, no. Ok, asta nu ne-a afectat firmware. I-a afectat mai mult pe ei. Ok, de la PS3 trecem la câteva zvonuri destul de interesante despre un posibil GTA 5. Mulți analiști, printre care și Pactor, au prezis Faimosul că Pactor, deja. GTA 5 va fi lansat fie în 2011, în sezonul de sărbători, fie în 2012, sigur. Se pare că zvonurile încep să se adevărească, exact. Rockstar a înregistrat mai multe domenii care... cu nume dubioase și tipice lor, da, tipice mai degrabă companiilor pe care le gândesc ei pentru jocurile. Exact, nu ne dăm seama, mai ales pentru faptul că și GTA 4 a primit același fel de site-uri, să zicem, viral marketing thingies. Da, exact. Și au fost înregistrate de Rockstar, deci ce altceva poate ceva să însemne. Ceva se întâmplă acolo. Pe lângă asta, un... o fi Max Payne 3? Da, nu. Max Payne 3 is missing in action. Missing, I think he's quite dead for the time being. Poate îl resuscitează, să zicem, la anul, dar în 2011 nu cred că o să mai auzim ceva despre. O să-l vândă lui Gearbox. Așa. Păi, tot de la 3D îl vine. Așa. Ok. Despre GTA 5 mai avem o bucată foarte importantă de informație, care vine din partea unui studio de casting de la Hollywood, care conține o listă cu personaje și personalitățile lor într-un joc ce ar trebui să aibă loc într-un Los Angeles virtual. Ce avem cel mai apropiat în seria GTA de Los Angeles este Los Santos, orașul în care începea GTA San Andreas, dacă nu mă înșel. Ei bine, avem parte de același gen de personaje excentrice, aș zice, și... n-am vrut să citesc prea mult, însă da, știi cum a dat e. O credibilitate destul de mare acestui zvon. Adică pentru jocul ăsta care chiar te interesează, prefer să nu te spoiluiești și să citești exact. Texte dubioase. Însă ce am citit, cele 2-3 personaje pe care le-am luat așa pe sărite, sunt credibile. Erau foarte credibile în universul GTA și faptul că acest joc a trebuit să aibă loc într-un Los Angeles fictiv, Los Santos, San Andreas... Păi, să înțeleg că de la jocuri de foarte mare amvergură trecem la chestii indie. Yes. Așa, o chestie care ne-a tras atenția săptămâna asta a fost un trailer. Da, și a venit odată cu un anunț. Trailer realizat, bine, un trailer pentru un joc realizat de o mână de oameni, un studio independent, care a reușit în 9 luni să pună bazele unui joc uimitor. Cel puțin din ce am văzut în video respectiv. Exact. Hawken se numește acest proiect și rulează sub UDK, adică Unreal Engine Kit, 3, da? Care este bazat pe Unreal Engine 3, versiunea, să zicem, pentru developeri independenți, care de curând a primit un bonus semnificativ. Am vorbit, practic, a fost mărită limita de $5,000 la $50,000. Exact. Developerii independenți vor primi mult mai mulți bani de pe urma jocurilor lor. Și m-a interesat foarte mult la acest Hawken, să zicem, stilul artistic care împrumută concepte din trei jocuri high class. Da.